Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Celebrul actor Khalil Ibrahim Ceyhan lucrează de ceva vreme la noul său proiect de film. Într-un interviu, el a spus că are două proiecte de film pentru acest sezon estival. Primul este terminat, iar al doilea este în faza de planificare. Se întreba cine este actrița principală pe care Khalil Ibrahim o va juca în primul său film. Toată lumea s-a gândit că va face un film cu Sila Terkoglu, alături de care a jucat un rol principal în serialul TV Emanet. Cu toate acestea, producătorul filmului a spus că actrițele de succes din seriale TV din Turcia îl pot juca și pe Khalil Ibrahim. Deoarece Khalil Ibrahim, care a scris scenariul împreună cu Sila, va finaliza proiectul cu Sila când scenariul va fi terminat, este foarte puțin probabil ca Sila să acționeze în acest film. S-a dovedit că producătorul filmului a făcut oferte mai multor actrițe. Deci cine sunt aceste celebrități feminine? Potrivit informațiilor primite, au fost făcute oferte jucătorilor celebri din Turcia și din lume, precum Hande Erçel, Demet Özdemir și Ebru Şahin. Să vedem cine va fi noul partener al lui Khalil Ibrahim în viitor. Cu cine crezi că ar trebui să se joace Khalil Ibrahim? Părerea ta este cu adevărat importantă pentru noi. Prin urmare, ne puteți împărtăși gândurile dvs. În secțiunea de comentarii a videoclipului. Prieteni, am ajuns la finalul videoclipului nostru. Activați notificările pentru a fi notificate despre videoclipurile noastre. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu și să dați like la videoclipurile noastre. Aveți grijă de dumneavoastră! Pa!